când o fi doamna director. Cred că și pe ea o făceai nevoie. Că la director am văzut ce îndepne, mai vorbești. Mi-a zis că nu știu ce, dacă de director zice așa, de noi, de mine în special, bine, mie îmi zis și-l face. Bremer Cluj, posta Bremer Cluj. Am văzut-o odată, o comandă pe masa lui. Nu, mă? Ce? E o comandă de Bremer de Cluj. A, e veche. E veche. Hai, mă, domnul, că-ți dau una și ție. Nu m-am uitat de comedie și n-am uitat de ziua cu Valentin Negru la Thailanda. Am trimis-o pe aia. La Sinaia te duci tu, cu bilurile alea sau mi-a zis azi, îmi spune dacă îi trebuie o gen recunoscută cu posta. Păi nu știu, că eu mi se pare că... A făcut aia ușa, eu n-aș pune ușa aia nici să mă împuși. Ce-a de ce nu-i cum am domnul direct? E urâtă? A. O scoate, băieții. Când a zis că vine el? Nu spune să vină. Domn directorul, înainte de a duce-o la Brașov, hai să vedeți noastră ușa. Spune-mi tu că de tine trage. Păi s-a apucat ieri, de ea a început să o decojească. Mă, eu nu știu de ce mă bag. Da, mai e și accident. Bă, dar mai... Deci... La Hale era închis în circulația, pe ars. Acum mai e și accident. Băi! Băi! Despre ce vorbim? Îmi scoate ochii că vin, păi cât am lucrat eu mai la Anderol, la o chemă așa am rămas, mi-a dat ca și ție, nimeni nu mi-a dat nici măcar un lemn, nici măcar o oră. Nici măcar o oră. Și la mine vă uitați la o jumătate de oră care plec și la ceva, măi frate, măi frate. Rămâneam singură pe ploaie, pe nisoare, toată lumea pleca, nu știu, la noi se termina program. Și erau colegii mei de sediți, așa că îmi dă mie directorul o stă de catralioane, știi, și... Dar ajung Dori să-l întrebe personal.